Ziua de marți, 22 februarie 2022, este considerată de numerologi una cu semnificație aparte, fiind unică în istoria omenirii. Este un palindrom care apare odată la 180 de ani. 22.02.2022 este dată palindrom, adică o dată care, citită de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga, este la fel. Dincolo de spectaculozitatea matematică a acestei date, numerologia vorbind, această zi are o semnificație aparte. Numerologii susțin că marți 22.02.2022, datoriile karmice se vor echilibra sau durata lor se va prelungi în funcție de gândurile noastre. O atenție deosebită trebuie să dăm și minutului 22.22, din 22.02.2022, când, potrivit acestora, este indicat să ne punem o dorință. 22.02.2022. Într-un cuvânt, ține de un fenomen care se cheamă sincronicitate. Potriveală, am zice-o popular. Sincronicitatea este o știință străveche, dar acum, dacă ar fi să povestesc, o dobleja vorbește despre ea, Carl Gustav Jung, dar mă duc înapoi la Pitagora, de exemplu, care a fost părintele numerologiei. Și una peste alta, această alcătuire, combinare fastă de cifre, 22.02.2022, semnifică, dacă ar fi să-l întrebăm pe Pitagora, începutul unei mari respirări cosmice. Început de bine. Chiar astăzi se schimbă configurația geostrategică a Europei și a lumii. E un început. Asta înseamnă început, echilibru, schimbare, adaptare și mai ales cifra 2 înseamnă conexiune. Sincronicitatea este prezentă în corpul nostru și înseamnă legătura care este între toate celulele noastre care cooperează. Cuvântul cheie este cooperare. Schimbare. În numerologie este o zi rară, deosebită cu influențe puternice, mai ales asupra mentalului psihic și colectiv. De asemenea, este o zi perfectă pentru a comunica deschis majoritatea problemelor, găsindu-și rezolvarea cu ușurință în această zi. Data de 22.02.2022 este despre echilibru, despre sensibilitate, divinitate și pace interioară. Este o zi în care se pot îndeplini cele mai arzătoare dorințe. Visuri este un moment din an rar, în care orice este posibil. Frumusețea sincronicității stă în faptul că revelează simplitatea. Universul la origine este o știință a numerelor, spunea marele magician, să zicem, Pitagora. Albert Einstein, părintele teoriei relativității, premiul Nobel pentru fizică și cel care ne-a povestit despre fizica cuantică, spunea că frumusețea universului stă în simplitate. Sincronicitate. Dacă ar fi să adunăm toate legile Universului, ele încap pe o singură foaie de hârtie, spunea Albert Einstein. Ia cât sensul acestei sincronicități, acestei întâmplări neîntâmplătoare. În dimineața zilei de 22 februarie 2022 este bine să fim cât mai liniștiți și deschiși către ceilalți. De asemenea, nu trebuie să lăsăm pe nimeni să ne afecteze pacea interioară, puterea și încrederea în noi înșine în această zi importantă. Dumneavoastră credeți în energie? Bineînțeles. Există bioenergie care ne înconjoară pe noi în viața de zi cu zi și alte forme ale energiei care este răspândită în jurul nostru și în univers. Astfel, pentru a avea parte de succes pe toate planurile la data de 22.02.2022 și pentru a avea parte de schimbări majore în viață, oamenii ar trebui să profite din plin de această zi pentru a seta anumite obiective importante. Este momentul potrivit pentru a căuta echilibrul, liniștea interioară, pentru conectarea cu natura.